Bună dimineața, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod. Mamă, de când n-am mai făcut asta? Avem aici setup-ul de YouTube. Astăzi urmează să începem campania de primăvară. Am asortat mănușchi cu brățara și cu asta. Trebuie să scoatem dubița. Hai să vedem. Mamă! Și pentru că avem încredere în sistemele de deschidere a portbagajului de la Volkswagen, de acum 70 de ani, să punem acest lemn. Așa. Săptămâna trecută am postat un clip cu dubița, cum am pornit-o, și cred că ați văzut că scotea destul de mult fum. Ce faceți, domnule? Sunteți gata? Sunteți gata, ziceți, a? Nu, s-o ia de la bicicletă? Da, frate. Nu mai e de bicicletă. Mai am o pereche. Unde e bateria? Acum jos. Trebuie să faci curcă. Bă, eu încerc să nu dau foc. Trebuie să vedem care sunt bornele aici. A, uite, asta e plus, asta e minus. Hai mă, că mă știu. Vreau să și vedeți și voi câte ceva aici. Gata, perfect. Asta zic. Aici în spate nu știu ce se ține. A, văd că nu pleacă, e bine. Deci avem plus și minus. Bun. Eu strâng bordare până atunci. Nu foarte tare. Acum nu trebuie foarte tare strâng. Mă lași pe mine. Mă lași. Cheile sunt aici? Au. A? Ia, avem curent. Avem curent, e bine. Să lași de două ori. Păi până mă pun eu aici, până mă regăsc GoPro. Opa, filmează sus, să cerul. Și eu bagăm bolul, ia și așa. Așa, în față la casă. Da, știu. Regret și asta un pic. Pe ce-ar pornesc să dai drumul și la țărditoare? Bun. Ambreiaj? Ia. Decuplează, nu decuplează. Urmează să facem pornirea la tractor, așa că stați pe aproape. Na bun, ia zi ce facem aici. Ungem bara. Ia dă-i. Gata, stop.
Lasă-mi apă să am. Și mai să facem pornire. Numai să agresăm puțin câteva elemente ca să meargă ușor și să meargă treaba. Dă-i, până vezi că iasă acolo. Eu să simt eu că vine greu la mine așa. Ușor! Apare 0.5, mă. Suficient. Suficient. Deci pe spate am lăsat 1.2 și pe față am băgat 2.3. Ia zi, domnule, ce trebuie să facem acum? Punem ulei de transmisie la castea de direcție. Ulei de transmisie? Valvolină. Ia, transoil. Ia, ce scrie pe el? T-140 pentru mecanisme. Hai, să vedem. Uite pe partea altă. Mamă, dar ce viscos e. Hai să pun locul? Ia. Ia, tați. E mai ușor. Hai că mai ușor dacă e. Hai că vedem acum imediat cât de ușor merge. Dă-i cu ea. Alimentăm. Cât am avut? 5 litri? 5 litri. Dă-i cu el. Dă-i că-i site așa lui. De când ai mai băgat motorină în OTV? De câți ani? Ia zi. De când am mai putut? Pui-o pe tătă. Pe tătă pun. Pe tătă-i cu ea. Până sus, dă-i! Da, e plin. Mai răbdare. Nu. Dă-i-mă odată. Hai că are rezervor de 50 de litri. Când o să-i faci tu fullul la UTB, atunci să-mi spui, să spui că ești bogat. Oh, nu-l lăsa și de pe fund, nu-l lăsa și de pe fund să curgă. În ce lăsa să curgă? Nu-l lăsa să curgă și de pe fund, nu înțelegi, că curge motorină cu mizerie. Să nu curgă motorină cu mizerie. Ai venit la depo? Nu. Pornește fără foc. Da. Și dacă pornește, ce-mi dai? Nu pornește. Dacă pornește fără foc, ce-mi dai? Nu folosesc bateria. Nu. Dacă pornește fără foc. Folosesc bateria. Și dacă pornește fără foc. Vrei să vezi că pornește fără foc? Vrei? Nu. Hai să vezi că pornește fără foc. Nu. Du-te două la dev. Lasă-mă să fac o încercare. Nu faci nicio încercare că îngheți bateria. Așa se gata bateria. Cum să fie gata, mă? Eu spun că pornește și fără foc. Așa. Deci, pornire după câteva luni, contact, scos pe liber, ambreiaj, accelerație la maxim. Lasă ușor să ardă. Pune-l. Îl pui și când ăsta pornească, îl iei. Da, hai. Ține-l. Ia-l. Pune-l. Oh. Nu mai pune, e gata formă. Mai dăm o dată și stai un pic, se dă aici. Mă! Hai, deschis. Hai. Ia. Hai. Ridică-l! Ia de acolo! Oprește-l, că nu mai mea, oricum facem de mărorul. Dă-mi cheie de 8. Dă-mi cheie de 8. Hai să-ți arăt ce prost ești. Ia focul de acolo. De ce îl desfaci ăla? Îți arăt că ești prost. Că de aia nu pornește, că ăsta a pus. Ce-i pus? E sus? E tras sus? Ia, vezi? Așa trebuie să stea, că el era tras. Hai. Îți arăt.
Ia. Dai. Mie să nu se fie dezamorsat. Ai văzut ce ai făcut? Ai văzut ce ai făcut? Hai să o plece să-l strâng.
Să rămână pompa amorsată.